Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de House Flipper. Suntem înapoi aici la căsuța noastră din pădure, chiar dacă nu prea e pădure, vecinii noștri nu prea există. În fine, dar melodia asta... What? În fine, putem pleca. Bun. Cred că deja ați văzut în interior ceva schimbat. Nu o să mai recunoașteți casa de acum, vă zic, efectiv îi schimbată 100%. Hai să intrăm. Deci, dacă țineți bine minte casa de data trecută, o să intru așa în ea. Deci, să mă uit în pământ, poate deja ați văzut ceva acolo. Sunteți gata și... Asta e casa, băieți. Ușă nouă, bec nou, scaune noi, vopsea nouă. Mi-a plăcut culoarea asta, birou de gaming. Efectiv, cu un calculator aici. Asta e o lampă, dar eu zic că e microfon. Tastatură Genesis, ultra performantă, prin Wi-Fi, monitor super mega slim, cum vreți să zice aici, mă uit eu pe live să văd ce ziceți voi acolo, dar baia tot așa a rămas, doar că am schimbat aici dușul, ghiuveta, chiuveta, WC-ul și bine că mi-am amintit acum, mai am aici oglindă, așa. Cumpăr. Alb, what? Alb. O să punem alb, cred că. Sau nucă. Ștejar. Oglindă. Cumpăr acum. Aici. Ok, oglinda asta e super șmecheră. E tot ce trebuie. Chiar dacă nu reflectă, absolut nimeni nu reflectă. Hai să închidem aici. Bun, și în episodul de astăzi am vrut să țin misiunea asta. Pentru că tot ce aveți aici am făcut pe... pe off-camera, stăm așa. Stai că vreau să fac niște misiuni pe care, așa mai noi, să zicem, înapoi. Pereți demolați, uite asta vreau să facem. Pe off-camera am făcut, ca să vedeți voi cum a evoluat camera mea. Ia, stai. Ia. Asta zice că nu mai vrea păreți ăștia, cred că, ia stai. Unde? Demolează pereții. Oh, what the fuck? Ia. Încă una? Bun, ne-am demolat. Eu n-am fost plătit ca să curăț mizeria. A, să absorbe singură ca într-o gaură neagră. Perfect. Opa, what? A, n-ar nevoie nici de păreți ăștia. Haide. Bă, da, de ușă, nici de ușă. Hai, bă, că... Puteau să facă demolarea asta mai realistică un pic. Mamă, ce-mi place cu un pic, chiar dacă nu-i prea realistic. E așa, e foarte fine, foarte satisfying, să spunem așa. Și nu uitați, dacă vă place și mai vreți episoade de House Flipper, dați acolo un mare like și subscribe. Oh, 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 oh. Băieți, era să mor. Și un mare like. What? Un mare like dacă vreți să scrieți în comentarii că vă place, cum vreți voi, acolo, nu știu, eu știu, hashtag demolăm, dacă vreți, vreți să scrieți în comentarii. Bun, ultimul zid, ăstea dispar singure, ușa asta, efectiv, o vindem. Mai bine. Bă, stai, what? Dar la ce-ți mai trăca? Ah, ok, bun, m-am prins și acum, aici. Bum. Hai, bă, că e fain cum se demolează. Înainte nu era fain că gen nu zburau piesele, dar mă, uite cum zboară, bum. Mamă, tu-ți dai seama că în realitate ar fi un dezastru în cameră. Ia stai, cred că am un upgrade. Demolează. Lovește cu 25% mai repede, cu 5 mai multă forță, ciocan vechi profesional, bum. Wow! Bum. Bum, mamă, ce le dăm. Bum. Hai mă că e fain să demolezi în joc, ești nebun? Perfect. Bun, și acum ce zice? Sarcini. Asta mai vrea să demolezi eu ceva. Nici o cerință, vopsește camerele. Sarcini. Vopsea colorată albastru deschis. What? Asta ce vrea? Bă, stai, că asta mai are camera asta. Și aici zice ceva. Vopsește camere.
Vopsește camere. Bă, mai am numai cerință să vopsești camera asta în albastru deschis. Ia să vedem, magazin. Merem la vopsele. Ia mă, unde-s vopselele? Bă, what? Vopsele albastru deschis. Cumpăr acum. Așa. Și uite asta, așa. Am făcut și niște upgrade-uri la cum să vopsim. Vedeți, să vopsesc de două ori, două chestii deste odată. Și nici nu mai consum atâta pe cât consumam în episodul trecut. Îs mult mai profi acum, îs mai ca lumea, îs băiat de treabă, cum vreți voi să-i spuneți. 8%. Așa, să luăm de aici. Perfect. Bă, eu mi-am întrebat niște prieteni dacă le place... Hai de cap, pentru a muta obiecte. Ia. Nu, asta, bă, tăpatul vreau să-l mut. Așa. Mi-am întrebat prietenii dacă le place intro-ul pe care l-am făcut ăla nou. Bă, și-au spus că e mult mai ok ca primul, că ăla era prea energic așa, așa, știi? Nu prea dădea bine. Că, efectiv, 3, 2, 1, și spargea capul. Cred că și eu vi l-am spart acum. E val un capul că urechile. Dar v-ați prins voi la ce mă refer. Te dăm și pe aici. Bă, faină culoarea asta, dar mie îmi place mai mult cum am făcut la mine în casă. Cu negru și roșul ăla, super bine. Îmi pare foarte bine că mi-am renovat acea casă. Deci, oribil de urâtă, nu urâtă. Deci, efectiv, mai bine dormi sub un pod decât să dai pe casă, în casa aia. Ia, aici, așa. Bă, dar atât se gata repede. Ia, n-am eu un upgrade, ceva. Vopsea, bă, da. Cu vopsea mai se mai repede. Cu două mai puține, nu irosi vopsea de... Deja vopsit. Na, o să consumă mai puțină vopsea de data asta. Băgăm aici upgrade-uri să vezi ce mare builder ajung eu. Uite mă că nu se duce chiar așa repede, vopsim mai mulți păreți, cu 20% mai multă vopsea, cum zice acolo. Uitați-vă și voi câți vopsim odată. Incredibil, incredibil, ce, un upgrade ce merita făcut. Hai că mai vopsim un pic aici. Măcar să-i gătăm păretele la tanti. Că după azi zice că am făcut la bajucură. Muzica asta e superbă. Ambientul superb. Eu mă simt bine, tu te simți bine că ți-ai dat videoclip. Toată lumea e fericită. Perfect. Și păreți ăștia cu un albastru extraordinar de închis. Dăm complet bun. Că ați văzut că se făcut chestia verde. Nu trebuie să facem nici mai mult, nici mai puțin. În casă la mine, acum eu trebuie să învăț numai să pun grese. Că aia nu știu să fac chiar deloc. Ia stai, să vedem aici la upgrade-uri. Aici, ce mai am? Șansa de a negocierii, 2, așa, hai că dăm și la asta aici. Aici n-am nimic, bun. Dar n-am eu cumva, ce face asta? Construiește un zid, grinzi, demolează pereți. Nu, deci n-am, că vreau să pun grese asta și n-am. Asta e. Acum cred că o să ne pună să construim pereți. Ia, intră. Mai mulți pereți. Decorătat casa studenților. Să avează-mă cu aceste culori groase de miere. Mai mulți pereți. Asta vreau să facem, că cred că iar e ceva nou. Să construim niște pereți. What? Asta e casa ei? Ciudat. Ok. Ce zice? Modifică pereți. Montați dispozitive. Bun, stai așa. Ciudat aici. Deci pereți ăștia îi vreți jos, cred că, nu? Modificați pereți. Da, cred că păreți ăștia îi vrea jos. Da, îi vrea jos, că vedeți acolo că evoluează bara aia. Ia, că se văd găurile. Ieșim de la pușcărie, băieți. Aoleu. Ok. Ia, și ăsta îl vrea jos. Așa. Jos. Bă, ce-i drept, camera asta era foarte jos. Le-ți ocupa numai din spațiu, din casă ei, gen, what the fuck, aici era ca un fel de cămară, să știu ce. Câte camera copilului, mamă, i-aruncă la copil cu cărămiză în cap. Mamă, demonetizare, hai că am, nici monetizare n-am. Bun, aici văd că am o priză pe undeva. Dar nu știu unde, o, uite-o. Aoleu, trebuie să mă duc la apu. Așa, asamblează. Mamă, bă, mă puneți... A, vedeți și voi acum cum schimb o priză, nu știu dacă în episodul trecut am mai pus priză să mă bată data aia, deci eu dacă
Am mai pus în episodul trecut o priză. Bun, asta e veche, clar. Punem aici. Mă enervează un pic la partea asta cu asamblatul de prize, că durează cam mult și nu-mi place. Face același lucru, numai că culori diferite. Asta e acum. Ne adaptăm. Șurubul aici. Bă, dar cum să stai cu... Cum ai putea tu să-ți bagi telefonul la încărcat într-o priză cum arăta aia? Hai să nu fim băieți obraznici și să-i punem la loc. Uite, așa era, bun. Și ce zice? Vrea aici să-i construim păreți? Bă, de aici vrea? Stai. Dacă aici e ușa, înseamnă că de aici vrea. Ia. Construiește un zid. Ai de capul meu, până fac eu asta, mă ia dracu, bă. Ai de capul meu. Bă, băieți. Voi vă dea seama că până gata aici, cred că trec alea 15 minute. Pe care ziceam eu că eu vreau să țin un episod 15 minute, că n-ar rost mai mult. Oleu. Deci m-au pus să-i sparg un zid. Ca să-i pun altul. Mamă, să nu mă zădesc aici ca și cum o zădit-o Manole pe Ana. Dacă știți la ce mă refer. Punem aici. Și cred că o să dea endul up. Nu știu de ce am pus data asta. Și după parcă văd că mă pune să-i vopsesc păreți, așa-i? Scoateți mobilerul. Pătuț. O să scot pătuțul. Da, o să dea în păreți, în ăsta. Așa, și acum construiește un zid. Da, băieți, simulator de construit ziduri. Deși eu mă plâng aici că cât durează, dar de fapt în viața reală durează de nu știu câte ori mai repede. Mobilă pentru camere. Asta ar veni camera copilului. Ce zice? Scoateți mobilierul pătuț. Stai să-l scot de tot. Adică... Da. Așezați mobilierul pat simplu cu grilă. Aoleu, mă pune și să-i cumpăr. Pat. Stai că-ți la vopsele ce naiba. Tot. Pat. Simplu cu grilă. Uite-l. Îl vreau pe... Pe... Albul ăsta... De albastru și roz. Cumpăr acum. Ia, intră aici. Intră o sulă. Să-l punem aici la bășcău. Nici nu mă interesează. Enter. Complet. Chiar dacă patul e fix, cum intri camera la copil, nu mă interesează fix problema lor. Dacă nu le place și mută patul, eu am îndeplinit. Le-am spart zidul, am pus patul, e tot ce trebuie. Le-am pus și un zid în plus acolo, ca să nu zică nimica. Și... Ia să vedem. De ce misiune mai dat aici? Ia bă, browser, ce ne dă aici? A, aici, ca să ne cumpărăm noi case și așa. Că ăsta nu se poate uita pe Instagram. Așa, mail. Este necesară o nouă baie. Baie și spațiu de lucru. Casa studenților. Ai, o mai facem asta și gata, băieți. Este nevoie de o nouă baie. Mai facem misiunea asta și gata. Ce zice? Ai de capul meu! Ia, că nu mai vrea păretele ăsta. 4, vindem asta. După aia, uite, asta așa. Mamă, ce-mi place să demolez. Mă, what, am ratat. Așa. Hai bă, că ești maker să demolăm. Bă, îmi place simulatorul ăsta. Îmi place, e așa un pic satisfăcător. Dacă vedeți și voi. Uite, iar ăsta nu-i place lui. Așa, chiar dacă nu se vede că am spart deloc. Uite-te și tu cum arată. Că încep să dispară și masoaca de păretele. Că dacă n-ar dispărea, n-ar pica niciun perete. Mamă, câte am depus acolo, vedeți? Pe minimapă. În baie. Deci aici el vreau o nouă baie. Ia. Ia. Ce-ai trebuie? Cred că ghivetă vine. Nu, no, vedeți și voi acum cum să pun eu ghivetă. Bă, nu mai știu ce am făcut episodul trecut, dacă mă credeți.
cumperi toaletă și ce vrea? Duș. Ok. Și eu mi-am pus duș în casă, să vedeți că de șmecheri să puneți un duș. Ia, scoatem ăsta. Bun. Și acum, tot. O să punem toaleta asta, că pare mai ciudată, cumpără. Asamblează. Șurubul. Perfect. Muzica asta așa de chill. O să mă fac că să dorm la noapte bine. Gata. Duș. Nu este. Cabină. Ia, este așa. Ce naiba, mă? Nu am modul la baie. Bu, baie. Duș. What? Dar am scris. Asamblează. Eu deja știu cum e, că mi-am pus la mine acasă duș. Dar o să vedeți și voi cât de șmecherii să pui un duș în jocul ăsta. Așa, mă bagă sub. Pac. Și din jocul ăsta, voi vă puteți învăța în viața reală când mama voastră vă zice: copile, lasă calculatorul, treci și montează dușul, tu te duci și zici: na, știu mama să montezi duș, că m-am jucat House Flipper și m-am uitat la Trasher cum montează duș, el învățându-mă pe mine să joc, eu să montez un duș. Tu te apuci acolo, îi montezi toaleta, îi montezi absolut tot, dai că toți și se uită la tine cum faci toată treaba de bărbat în casă. Și asta e povestea unui băiat fericit. Aia dacă ar fi așa ușor. Cum e în House Flipper. Uite. Uite-te cât de ușor face ăsta. Cât de ușor înșurubează el. Cât de ușor îl pune. Cât de perfect e totul. Punem asta aici. Aici. Pac. Punem ăstea aici. Sau ce vrea să fie ăstea. Pac. Înșurubăm și pe aici. Chiar dacă durează destul de mult la duș să le faci, că sunt multe care se repetă, știi? Eu nu ăstea de înșurubat. Băgăm asta aici și gata. Facem o grămadă de gălăgie când deschidem asta. Și aici ce trebuie? Chiuvetă. Chiuvetă. Uite. Cumpăr acum. Montează, asamblează. Mi-am luat și buz din ăla să montez mai repede. Că am luat mai mult. Vă dați seama că am luat mai mult dacă era să n-am buzul ăla de a monta mai repede. Meșter. Așa se numește buzul. Uite cât de repede bagă. Bun. Bă, da, cât de ușor poate părea în jocul ăsta să ansamblezi o chiuvetă. Dar de fapt nu e chiar așa ușor. Deloc nu e așa de ușor. Punem asta aici și asta aici. Perfect. Dar nici pe aproape să terminăm sarcinile. Bun. Aici trece ceva? Nu. What? Da, ce zice aici? Pardoseală. Vopsește camerele. Așezați plăcile pe perete. Ai de cap, mă. Ce naiba e pe aici, bă, băieți, bă. Adică ăsta are două, băi. Vopsește cu albastru deschis. Ai, dar n-am chef să vopsesc. Aici, nicio cerință. Aici. Dormitor, vopsește. Vai, tot vreau să vopsească ăștia. E aici? Nicio cerință. Și aici? Nicio cerință. Bă, unde-s cerințele, mă? Ia în baie, mai era ceva? Asejas ceramică, beton, gri. Oglindă, stai că prea întâi punem oglinda. Oglindă. Trebuie să pune la toate, vă bag piciorul, oglindă, asta, așa, asezat, ceramică, beton gri, beton gri, what? Așa, stai. Bun, după ce zice, asezați ceramică, ceramică plăci, ceramice, gri și beton gri.
Stai, Gresie, beton gri și gri, ceramică alb gri, ceramică gri cu pătrățele, ceramică gri, nu? Stai, what? Așezați ceramică plăci, ceramice gri și beton gri. What? În fine, în camera asta am ceva. Vopsea curată lavandă și levănțică deschis. Oh, băieți! Dăm așa și... Dăm... Salvează și cam asta a fost videoclipul, că ne-am întins cam mult. Cam la 20 de minute ne-am întins și am zis că nu filmez atâta. Dar în fine... Bă, băieți, cam asta a fost videoclipul de House Flipper. Dacă v-a plăcut, dați acolo un mare like. Eu am fost... și subscribe, bineînțeles. Am fost Thrasher, ca de fiecare dată când zic, ăsta a fost House Flipper și până data viitoare, pa, pa!